Pornește motorul și taci! Dar la ușa pagurea, da. Și mă uitam, eram disperat. Și eu, ce? Loredan! Oprește. Mă ridic, îl văd pe al meu pe jos. Mamă, mi-a pus și glezna, să mor eu. Medic! Doctor! Oh, scuză! Mai ancăl. În secunda aia, mi-am dat seama că am fost loviți de Morodan cu tuptucul, încât mi l-a dat pe ăsta jos, care n-a apucat să țină de fierul ăla. Stângul, da? Ăsta, bro! Stângul? Ăsta, bro, ești nebun, ăla, ți-am zis! Gata, m-am înțeles! Oase! Ce b*** ești? Bă, să mor eu, nu mișcă repede. Ca să mergi mai departe, trebuie să bei de vacă. Boss, București, salut! Vă pupăm! Are și Gina asta niște fetișuri să mă bată mama. N-ai cum! Și ca prostă miros. Mi-a mirosit! Ok, nu pot, nu pot. Mai stai. Ia d***ute, și-a stat eu 20 de litri de... Puța era Joiana în dreapta și Georgeta în partea altă, în stânga. Nu pot. Ți-te de las. Ce vrăjeală e asta? Nu înțelege, că tu, dar nu înțelege, greșești, că tot ce-am cărit cu măta, l-am făcut pentru tine. Am luat apartamentul. Crede-mă, te iubesc tare. Nu mă iubești. Te iubesc, soc. Nu mă iubești, ce te rog, tu nu mă lași. Nu, da, eu te minciunosule. Pleacă, ești minciunosule. Spui de la băs, minciunosule. Pleacă, ai aruncat cu în prietenia noastră. No problem, no problem, yes. I'll be Bindu and then he's gonna come here and yeah. He just dropped me in some. Stay here? We stay here. Right here. Oh, okay, yes. Okay. Thank you very much. Let me kiss you. Thank you very much. thank you. We're gonna win because of you. Thank you. Aici oase mai avea puțin și o lua acasă. O lua acasă, mai avea fix și o lua cu el. Nu era rău. Adică nu era. Nu era rea. Și eu nu cred că era mai bine să o ia pe ea acasă, ci mai bine rămânea el la ea acasă acolo. Că era femeia cu șoferul, cu mașina, că cred că era mai bine decât în Pantelimon, ca să zic așa. Ai mai repetat experiența asta vreodată? Da, alături sau la brațul acestui prost simpatic, fratele meu, întotdeauna aș repeta această... Și el glumește, deci nu-i mai scrieți, nu mai judecați, el glumește, da, sunt mă, prieteni, e normal să-și permită. Adică nu mă mai, gata, ați învățat, că e, adică e complimentul meu și al lui reciproc, ca să zic așa, în echipă. Cum ai descrie experiența asta într-un singur cuvânt? Dacă aș merge și aș cita un... coleg, aș putea spune mirobolant, Andrei a fost cel care a zis, l-am auzit în emisiune, unic. Chiar e unic. O experiență unică, un moment, o experiență unică.